Patru salvatori moldoveni au plecat la Donetsk, asta pentru a ajuta persoanele care au avut de suferit în urma accidentului de duminică noaptea să ajungă acasă. Aceștia urmează să perfecteze actele pentru a aduce în țară și corpurile celor 5 persoane decedate. În același timp, 2 dintre cei 16 moldoveni internați în spitalul din Mariupol se află în stare gravă în secția de reanimare. Cei care se simt mai bine ar putea fi externați în scurt timp pentru a-și continua tratamentul acasă. Amintim că tragedia s-a produs în jurul orei 2 noaptea pe autostrada E58 ce leagă orașele Odessa, Melitopol, Novazovsk. Microbuzul cu cei 21 de pasageri moldoveni s-a răsturnat într-un șanț după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Polițiștii ucraineni spun că vinovat de accident se face șoferul care cel mai probabil a adormit la volan. Victimele sunt din Călăraș, Soroca, Drochea, Criuleni și Chișinău. Rudele victimelor sau cei care au nevoie de mai multe detalii pot suna la linia fierbinte 022 725 888.